TV Buzov a prezentat în jurnalul de ieri o analiză a evoluției tarifelor la gunoi din marile orașe din țară, demonstrând faptul că buzoienii plătesc lunar 9 lei de persoană, adică cea mai mare taxă din țară după cea practicată în Timișoara. O explicație pentru valoarea foarte mare a acestei taxe în comparație cu calitatea serviciilor a fost dată și de deputatul Cezar Preda într-o emisiune la TV Buzov în toamna anului trecut. Mai exact, parlamentarul care între timp s-a desprins de afacerea RER susținea că societatea buzoiană practică aceste tarife ridicate tocmai pentru a-și susține niște cheltuieli pe care compania le are în mod nejustificat. Deci eu fi trebuit RER-ului doi directori, un director nou care e plătit cu vreo 150 de milioane pe lună și are o mașină la care numai rata chiria e aproape 60 de milioane pe lună. La o Skoda, dar eu nici la Mercedes, la mașină, la leasing, n-am 1200 de euro, 1500 de euro pe lună. Dar asta este, astea sunt costurile care duc în tarifele astea mari la buzoieni. Mai mult decât atât, Cezar Preda dezvăluia că pentru a putea majora prețul pentru colectarea, transportul și depozitarea gunoiului ridicat de la rampe sau din fața locuinței, Liviu Mocanu, directorul RER Ecologic Service, ar fi avut înțelegeri de culise cu primarul Constantin Boșcodeală, care a promovat hotărârile de Consiliul Local de majorare a taxelor de salubrizare. Chiar directorul, că asta vă spuneam, când consilierii mei au spus, domnule, retrage-o puțin după ordine de zi, hai să facem o analiză, uite, avem un reprezentant în AGA, hai să vedem ce investiții ai, dacă se justifică, deci să crească. El zice, lăsați-ne, domnule, că eu am aranjat cu primarul, am aranjat crește. Bine, mă, dacă ți-a aranjat, a votat majoritatea și asta a fost. Vedeți, lumea nu dă atenție și dumneavoastră ca ziariști, lucrurile astea de care sunt pentru cetățeni, nu le băgați așa tare în seamă. Mai bine să zic că lumea lasă-vă să dea vina pe Preda, să dea vina că este afacerilor. De fapt, nu este nicio afacere, este afacerea celor de aici care sug din societatea asta și care cresc sau nu coroborează calitatea prestației cu tariful. În ultimii 5 ani, taxa de salubrizare s-a majorat de la 6 lei, cât era în 2010, la 9 lei, cu toate că serviciile societății nu s-au îmbunătățit. În schimb, în tot acest timp, businessul companiei RER Ecologic Service a mers ca pe roate, dovadă stând cifrele prezentate de Ministerul Finanțelor și potrivit cărora profitul înregistrat în 2013 a fost cu 1,8 milioane de lei mai mare decât cel din 2012.